Cătălin Oprișan la program, bună dimineața. Bună dimineața. Trei bună dimineața. Nu-mi spune că nici acum n-ai căldură. Vezi cu un picuț mai greu, așa că nu s-a descreștat încă. Ia patra zi, dar e modalitatea mea de protest. Nu vreau să fac bășcărie de nimeni, dar hashtag fes sau fese, să nu știu cum e pluralul. Din cauza, ne-a dat drumul la apă caldă, dar ne-a luat căldura. A zis, nu putem să vile, râdeți degeaba, doamnelor, că nu e așa de ușor. Dăm pe rând. E, să vezi când o să ai căldură, că nu o să ai apă caldă. Exact, a zis, ce vreți să vă luăm? Da. Dar să știi, adică e ok și treaba asta, că uite, ne-am întâlnit aseară în scara blocului toți vecinii, că am protestat cu toți. Am mai gândit că o să trăim și foarte mult, bă, trăim peste 100, că dacă ne opresc ăștia din două în două zile, da, au început bancurile între ei, că bă, trăim mai mult decât broasca testoasă, dacă în mor broaștele cu ce ne mai jucăm, și glume din astea, că ne-am râs, ne-am... Glume din astea. Numai bine v-ați cunoscut și voi mai bine, ci că dacă stați uniți, vă e mai cald. Am stat unit cu un calorifer, pe electric. Dar ăla e tare, așa, și arde aerul. Am pus o găletușă deasupra, am făcut... Câte zile? O instalație, a patra asta. A patra. Două, da, două... a fost gheață ca în peștera lui Emil Racoviță. Și două, a descleștat un pic caloriferul, așa, dar e o pâlpâială. Are un suflet caloriferul în el, dar... Da, ce v-a zis? Până în decembrie vine? Am vorbit cu o doamnă de la Radet, că cetuim acum, că Radet are chat. Și ne sărăm mâna, doamnă, ce mai faceți, că de când... Copiii, familia, vă știți, exact, da. Așa. Dar e limbă de lemn ca acolo, n-am văzut ca, cred că și la 1521 scrisarul lui Neacșu din Câmpul Lung e mai, e mai da. Vorbesc, stimate, da? Domne, cerem scuze, ne cerem, doamne, noi deja trei dintre noi s-au dus, degeaba vă mai cere. I-a pierdut, puteți să vă cere scuze, dar băieții sunt părăsălie de mule. Ce e interesant e să vedem factura, știi? Da, oricum, și, poate... și aia de la curent. Aia va fi nenorocire. Da, avem două săptămâni jumate și vreo 7 zile în minus. Vreau să văd și eu cum apare acolo frumos. La fondul de rulment, apometru, hop, -7. Sau cât o să fie, că de-abia e 10 astăzi. Deci până pe 30, voi râdeți așa, că dar nu e. Am văzut și cum se trăia pe vremea lui Eminescu, cum se spălă ăla cu olița, cu cutare, că nu mai pot așa. Cu muștucul de lumânare, că umblăm cu fezul ăla și cu muștuc de lumânare. Nu să mai verifici copilul, da, cu lumânare. Magabotul nu mai citit între noi de lăsat la etajul 6, un profesor, a venit și am citit în Zaharia Stancu, aia, că suntem toți răciți, și am citit în Descult. Sau de Descult. De... Da, le pică bucurile și le șterg, ni le ștergem și noi pale noastre, adică am făcut și... Arată că e foarte mișto, foarte mișto. Mâine aveți senin de august, pentru că fiecare va dormi cu o gâscă în brață. Da, singura nenorocire care este că m-au luat bagabonții, am fost în, acolo în militar la ăsta comercial, să mai iau un calorifer, că în fiecare calorifer. S-a uitat ăla așa la mine, azi vrea cât îi zice calorifer electric, bă, ești nebună. Ăla era cu imprimante, cu... avea telefoane mobile și a zis și eu să trăiți un calorifer electric. A zis, ați venit cu duță cu ăștia la... fabrică. Da, ați venit cu duță cu ăștia la camera, ascuză-vă, filmează care... Haide, mă zic, trăiți, ar că nu pot să scop mâine de buz, dar dăm calorifelul. Băi, avem mult, zice că... Acum ați pe centrale, pe astea, pe eulie... Da, 2017... Da, bă, tu ai venit cu calorifere, hai, mă, du-te de aici, a zis. Mulțumim, mă, Cătălin. Să-l salutăm și pe colegul. Dă-ți, mă, fesul jos. Cum să-l dau? Băi, sunt oameni care abia acum au dat drumul la televizor și nu înțeleg de ce... Da, mă, dă căciul la jos. Nu mai pot decât cu șpaclu acum. Mă, Flavia, aici cu bătrânelul nostru... Hai cu apometrele! Băi, deci încă o dată, 21 de grade pentru austrieci este super căldură. Mă, lasă-mă, băi, aveam 26-27 tot în fiecare... Mă, 27 de grade în casă, mă. Când intră poștașul sau aia, când mai intră prietenii, bat la ușă, stau... E unul la bucă să zică... Dar nu funcționează creierul, mă, la 27. Dar sună la țodirii deschisă rumâna. Ce e așa, mamă, la tine casă? Numai așa. De ce? Ierbe și aparacvariu, pește așa de cu burta în sus tot timpul. Așa a fost obișnuit. Când intru în casă și văd 20 sau 18-20, mă blochez. Am înțeles. N-am avut pantaloni lungi în viața mea în casă. Acum umblu cu monton, cu niște șlapi, cu niște... Cu ce umbli? Am un halat de monton. Am un periche de... Am luat, a fost în Decathlon și am luat din aia care fac compresie. Ei, cum se cheamă aia de pui la schipuri aici și ca, sunt ca prune la campionatul mondial, iar ridicat până peste gir. Ești pe spojartier, așa. Și am pesul ăsta care îți dea Dumnezeu sănătate cu ataurică, că e gros și transpire aici, așa. Și acum am înțeles exact ce înseamnă să simți gheață pe șira spinării. Așa simt eu o seară de seară, la propriu. Cum eu bucăscă de gheață, așa, bă, și la spine. Să-mi apeși mie, bă, butoanele astea, că nu pot. Ce ne-ți-a dus? Am venit cu un concert.
A venit cu un concert. Mamă, dacă și seara asta, că toți vă bucurați că vine vinerea și asta. Acum, băi, oameni buni, hai, Radetu, dacă se poate să face și mie o surpriză. Glumă, glumă. E sfânta zi de vineri. Nu mai pot să stau în cămeruța acolo, că îngheț. Și am dat drumul la gaze, dar ne ia aerul. Stai cu gaze. Te încălzești cu aragazul? Da. Păi cu ce? Merge flacăra, dar până ajunge în cameră la mine acolo, fund. Și e și pe colț, am doi păreți afară. Vai, dă-i capul meu, nu mai știu, sunt vecin și cu baia. Mă rog, nu se încălă, râdeți degeaba. Tu la tine în casă ești izolat, înțeleg. Da, păi mi s-a luat patul conjugal de către Șoșoi. De ce? Am fost izolat, doamne Regina mamă și Costamicu, cu delfinul doarme. Și eu sunt pe colț la izolare. Acolo nu e niciun microb, nu e nimic, că la 18 grade nu greie. Nu știu, dar nimic. Și de când în când mai deschide vizeta aia și mai treabă, mai trăiești, mă, mai respiri. Îmi pune o glinjoară așa la nas să vadă dacă o amurez. Ce trăiește, mă, de-l naibii. Eu îi văd rar. Îi văd toată lumea. Și eu îi văd miercuri seară. Da, mă, între că e decomandată și de-aia. Râdeți degeaba. Eu camera aia pe vremea lui Ceau, țineam bicicleta și o bibliotecă. Era un fric tropical. Pe cuvântul meu, dacă nu țineam bicicleta acolo, și a mai fost un gândac mic o atașa, a rămas. Și biblioteca, înghețase și Tolstoi și aia. Hai să mergem, voi râdeți, dar mai văzut căldură la fața ochilor de... Nu mai știu când. Am dus și plăpumilii jos în box. Și acum, că vine căldurii, bă, doar cu 4-5-6 pilote, așa groase, mare atâta, e ca prăjitura lui Vlăduț, astea spilotele. E bine să râzi, să faci bășcălie, dar nu vă doresc. Mă rog, abia aștept să ajung acasă să mai vorbesc cu doamna de la Radet, că m-a și întrebat, pleci? Se mă întrebă, ne punem din alea gulioare care râd, care... Dar te-ntorci? Uite că m-a mai încălzit un pic, așa e mișto aici. Hai să mai ne râde, mai ne astea când voi duce acasă, mă, caloriferul ăla mare și rece așa. Îi vorbesc, mai vorbesc cu el, mă, caloriferule, ce face, îl mângâi, îl ciocărăi, gheață. Bate în el ca la acvariu, la bestișor, tot așa. Hai să mergem cu ăștia la Coldplay, că... Bună dimineața! Fără nicio referire la greutate. Nu la greutate, dar dacă se poate la... Pentru că n-am apă caldă din nou. Și dacă se poate, să fac și eu... Nu, haide! Să fac și eu rugăciune. Ieri a fost cea mai caldă zi din București, da, din tot anul. Da, pe cuvântul meu. Păi de-aia s-or fi și gândit. A zis, câte grade sunt mâine? 37, tăiați-le. Și a venit un domn, deci întâi a pus pe site, că eu știți că site-ul PAC, F5, Radet.ro nu se există, și de vreo două zile n-avem. Și scrie acolo că mâine seară dă drumul la gata, tată. Și a venit un domn, a lipit o foicică, uite așa, cu leucoplas, cred, și l-a dat jos de la călcâi, de la picior, de la ceva. A vrut să fac poză, dar zic, lasă-mă că și așa sunt ei risolveță și bătuți de soare. Și a scos leucoplasul ăla de la picior, de la degetul mic, și a lipit frumos, să dezlipește. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat, dar la 3 zile după ce a oprit apă. Da. Și vine unul exact ca la metru. La 3 zile se simte disconfort. Da, da, când a zis Darica una cu canapeaua, m-a gândit să nu, dar e la culoare. Și vine unul cu pix și modifică, descrie 12.06.2008, ora 002. Și a venit azi că a făcut 13 din 12-le. Adică modifică 15, 18, dacă se poate să ne dai. Cred că e același cu tipul care modifică afișele din drumul taberei. Cred că la metrou, cred că trimite cu markerul la peste tot. Du-te, mă, și acolo. Dar e foarte mișto să știți, pentru că mi-am dat seama cum trăiau oamenii acum 150 de ani. E, da, foarte frumos. Adică mă gândeam, băi, Eminescu, că se ducea și el la un fotbal cu ăștia, cu care... Cu cine se duce el? Cine cu... să fi fost? Sturza? Cine? Nu, acum 150 de ani, nu, erau deja... Era, veneau ăștia, o caronică. Carolică, da. Carolică. El n-avea duș, n-avea, deși cred că pe la Peleș, la ce avea pe acolo, o săptază. Și am încălzit frumos apă în trei lighenușe, le-am combinat într-una, m-am opărit un pic și doi, hop, hop, hop. Ce v-am spune că al nostru Cătălin Oprișan de Black Friday vrea să-și ia 6 calorifere electrice? O giga, da, nu, o singură gigacalorie mi-ar trebui. Da? Da, neredusă. Neredusă să, da, fie. Hai să nu mai răscolim. Dar la dumneata acasă Radetul face Black Friday, ca să zic așa, în fiecare, fiecare zi. Black Monday. Bine, mă, acum că-ți facem haz de necaz de la o instituție aflată în insolvență, zi mersi că-ți dă acolo o flacără să clipocească caloriferul. Ce să mai, oamenii sunt... Cum ați dormit aseară? De la două a dat drum. La două azi noapte? Da. De la, da, două, dar cum știi exact la ce oră? Nu trebuie să dormi. Stau picioarele pe calorifer. Ah. Am termostat în tălpi. Stau picioarele pe calorifer. Când mă culc așa... Dar de unde știi când vine căldura că tu dormi la ora? Păi mă, să simte imediat în tine. Cum, Dari, dacă 22 de ore stai în frig, nu simți în 2 ore când vine căldura? Ah, ba da, ba da. Cum?
Da, da, da. Ești tare. Practic, da. Nu mai e așa albastru, știi? Da. Când se pune în pat, arată ca un ștrumf. De exact. La, are circulația mai... Ca cameleonul. Ce mi se pare super interesant este că au făcut Black Friday la magazine care vând mâncare. Acum stau și mă gândesc, ce poți să-i creveți? Aici n-ai dreptate, Dani. Lasă-i să facă. Cât de mult poți să reduci? Că e mâncare totuși. Cât de mult poți să mănânci? Parcă e și mai cald în seriile... Nu este de glumă, dragi telespectatori, stimați studenți. Nu este de glumă pentru că ne-a tăiat și apa caldă. În urma discuției purtate aici, nu este bășcălie, că cred că așa... Nu, aici e Batista, scuze. Aici e, uitați că am dezlipit-o de pe... Uitați, să se arate și publicului telespectator ce trăim noi, dacă se poate, uitați. Da? Să se vadă, am luat-o, o lipesc la loc, de să nu credeți că este anunțul găsit pe care l-am găsit ieri, lipit acolo la bloc. Vă citesc imediat. Radet în insolvență, ce să le mai ceri? În vederea efectuării lucrărilor pentru repararea unor remediere, așa, 2-10-2018, deci ieri, s-a încuiat până pe 4-10, respectiv, mâine la ora 24. Deci 3 zile n-avem apă caldă. Da? Uitați-vă în ce hal am ajuns, că dezlipesc astea după... O să ziceți, bă, dar ăsta are tot timpul aceiași glume? Nu, am o dată în aprilie când se închide apa caldă și o dată acum în octombrie când ar trebui să deschid. Deci ne-a luat și, uitați, apa caldă a venit, dar e rece. Asta scrie pe toate blocurile. Asta scrie pe toate blocurile mele. Râdeți degeaba, chiar nu este de râs. Unde ai găsit asta, mă? Pe toate blocurile la noi militari așa scrie. Unde mai găsi? Dacă dau așa, găsești cetatea de baltă, colț cu roșia montan. Deci n-a luat și apa fără să ne anunțe. Suntem acum cu niște ibrige. Păi cu niște... ei te-au anunțat, tu ai furat. Păi nu m-au anunțat că m-au... Ieri când am plecat acasă nu era. Când am venit am găsit-o. Zic, ia uite mă, iar vine popa cu asta cu bobotează. Dar nu era acum că... Zic, vine popa cu bobotează în octombrie. A luat-o raza și prea fericitul. Dar nu, era cu Radet. Uitați-o, l-am cu ce-o filipit-o. Că nici bandă scoși n-au ăștia. Așa, după aia râdeți degeaba, pentru că vă mai și spun... Și nici lipici nu pare a fi. Nici lipici nu... Și mi-a zis cineva, pe ce-i vrea, mă zice, pe ceva care să deschide cu insolvență și pe site, când deschizi radet.ro, e în insolvență. Scrie acolo în insolvență. Pe cuvântul meu de onoare, primul rând. Da? Da, și scrie și în insolvency, am procedut colectiv. Uitați-vă puțin. Uite de puțin, că nu crede lumea. Eu n-am prins de asta, am plecat de mult din București. Ce scrie? Primul rând, citește-l. În insolvență, în trei limbi. Da, că poate e și francez și așa. Deci, nu mai avem apă caldă, ne spărăm cu ibricul. Râdeți degea. Căldură nu este. Și nu, nici nu cred că se mai dă, că a zis că trebuie să lege acum Iuliu Maniu de overturii pe dezrobiri. Și a spart toată strada aceea acolo ca al doilea război mondial. 15 noiembrie să preconizați. Deci, oameni buni, eu zic că... Și că pentru reclamații... Acolo unde avari sunt... și calitatea gen termic, vă rugăm apelați la numere de telefon sau www.radet.ro sau relați.ti.radet.ro. Da, dă un coasul. O pun la loc, ăștia mă reclamă la poliție, ce că le-am furat și că n-am știut să... Dar să știți că nu e de râs. Deci am ajuns, a început să se dezasfalteze în iunie, dar abia s-a terminat săptămâna trecută și încă nu s-a terminat-o. Ne-a făcut străzi numai cu sens unic, de, zici că e în Suedia când au schimbat ăia de pe stânga pe dreapta. E sunii pe sens, interzis, să ceartă, să bată. Uverturii ăla este, nu mai sunt oameni supraetajați, stau unii peste alții, cu copii în brațe, cu că s-a blocat tot. Acum ne-a luat curentul, ne-a luat aia. Nici cu gazele nu mai poți să te încălzești, că e flacăra mică. Ce? S-a strâns atâta, nu mai poți să mai faci nimic cu ea. Și nu ți-e rușine un bătrân ce bă, că ce-am de flacăra de la Raga, știi că vorbeau doi bătrâni. Apropo, la etajul 3 în bloc, și nu este de, vă rog, nu mai râdeți că nu este nimic de râs, la etajul 3 în bloc am un caz foarte grav, dacă se poate prin intermediul dumneavoastră să luăm atitudine. Așa. Ei se încălzesc cu un bunic. Bunicul are temperatură și îl mută din fiecare cameră. Și nu este normal pentru că au copii mici. Au un bunic care a prins o piroză la coadă la sifoane și... Ce mă zic? Că nu e de râs. Îl ia pe bunicul și-l mută și-a scăt din 29 săptămâna viitoare. A zis că e ca panoul solar, bunicul ăsta. E bană căldră, e ca urariu. Ce să călzesc?
După ce să călzesc, îl dă și nouă. Iată, doamne, și domnule, acestea sunt lacrimile unui locatar de București. De bucurie că trăim! Am învins! Uite, am ajuns ca martorii lui. Bă, uitați cu ce umblă oameni buni, în ce hal le-a adus. Deci, stimați părinți care da, ați visat... Dar așa m-au zis că în militar e atât de frică, nici martorii lui Jehova nu mai bat la ușă. Da, probabil... Când au bătut ultima dată la ușă, era o chestie așa de gheață, că a rămas, a rămas ca pe Everest la 1848, sunt ca în filmele ăla, ca în Vertical Limit, i-a găsit pe toți așa. Părinți din Bacău, din Constanța, din Dâmbovița, da, visați să vă trimiteți copiii la facultate la București, iată că nu e chiar așa. Se vede în ochii lui Cătălin Oprișan. Mai mă încălzesc aici un pic, ți-am mai zis. Și apropo, Bucureștiul este oraș înfrățit cu Constanța, apa caldă ne-a înfrățit. Mă rog, apa caldă care e rece. Radețul. Suntem alături de voi, dar ei n-au de o săptămână, noi doar de două zile. Mamă, ce-o fi la ei acolo. Dar ei au mare, iau un săpun coboare, un să mă duc. M-aș duce în lacul Morii, dar nu știu să not. Acolo să... Mai spală mulți, iau bucată de leșie din aia și toată lumea, asta e. Haideți și... să mergem până în bucătărie la... Trebuie să vă trăiască bunicul, că dacă nu trăiește... Haideți până... Mergem până în bucătărie la Vlăduț, timp în care proprietarii bunicului, care are fierbințeală, au timp să-l mute din camera copiilor, pentru că aia mici trebuie să meargă la spală. Sau măcar să-i ajute să-și facă un ceai. Da. A zis că nu mă pune mâna pe imbrică, lăbăiță instant. Arunci o lăbăiță și o bucată zahăr. Mergem în bucătărie.